De asemenea, în perioada 31 mai 1 iunie va fi un maraton de vaccinare dedicat adolescenților între 16 și 18 ani în toate centrele de vaccinare de organizate la nivel național, în centrele fixe, dar și în alte evenimente de tip maraton de vaccinare care se organizează în complementaritatea centrelor deja funcționale. Ce înseamnă acest lucru? Tinerii, adolescenții între 16 și 18 ani, fiind evident însoțiți de părinți sau tutorele legal, se vor prezenta pe tot parcursul programului de lucru și nu doar după ora 14 în centrele de vaccinare și vor beneficia de acest proces. De asemenea, vor fi la nivelul fiecărui județ unul sau mai multe centre în funcție de resursa umană care vor avea activitate timp de 24 de ore. Și care, evident, vor permite aceste centre vaccinarea și după ora 20. Din acest punct de vedere, centrele vor fi aprovizionate cu un număr suficient de doze încât să asigurăm vaccinarea tuturor celor care se adresează și, în felul acesta, vrem să marcăm această zi internațională a copiilor cu un gest, dacă vreți, care arată interesul pentru tineri, interesul pentru siguranța noastră a tuturor și pentru semnalul de încredere pe care noi ne dorim ca tinerii să îl dea în întreaga societate.